Vino hai sus aici, lângă mine. Urcă-te lângă Mihai, că nu-ți face nimic. Așa. Am venit să spun de 5 ori până dimineața și să câștig un coș cu prezenturi de la Delac, în valoare de 100 de euro. Ai văzut ce repede am învățat poezia? Cum te numești? Vorbește mai tare. Bianca Ioana Corcos din județul Bacău. Am înțeles, da. Din județ sau din oraș? Din oraș, cred. Din oraș. Ai zis județul Bacău. Nu e același lucru, adică ești de la oraș. Da. Se vede după ochelarii ăștia de soare roșii. Bianca, de ce ai vrut tu să urci în autobuzul lui Moran? Era frig afară. Nu vreau să fac mamei o veste grozavă. Adică să-i spui că ești însărcinată. Ba nu, vreau să-i spun că să câștigă și cu mare drag, dar să le spun... De ce mamica te-a trimis ca să faci rost din mâncare, nu? Bravo! Da, și în valoare de 100 de euro. 100 de euro! În primul rând, eu ascult în fiecare zi Radio Zoo și îmi place cum faceți voi farse, în primul rând. Care voi? Că eu le fac. A, tu le faci? Da. Atunci, bravo! Numai de el îți place. Da! Da, și de tine îmi place, că când prezinți Redan Bun, mă faci să râd. Adică așa de prost îl prezint încât... No. Nu, de ce îmi place cum se îmbracă Mihai? Foarte bine în primul rând, dar se îmbracă niște pantaloni de aia. Bine, acum nu se mai îmbracă. Avem Mihai cu niște pufurculete la genunchi. Bă, lasă să vorbească. Porțilu cu trendy. Ce îți place? Porțilu cu trendy. Da. Deci cum? Ce fac? Ce îți place mai la el? Ai un look super trendy. Oh. Dacă se da, da, da. Și să-i transmiteți lui Hapciu salutări din partea mea. Ui, mă! Lui Hapciu! Cine e Hapciu? Cine e Hapciu? E un club care este foarte amuzant, comic, dar ne mai pune niște provocări să salutăm fetele. Păi tu ești fetiță, nu? Da, și vrea un băiat să mă sărute. Și ce i-ai zis băiatului când a vrut să dar nu vreau, nu am vrut să-i trag nicio frază. Dar i-a dat o provocare să sărute toate fetele. Noi mergem un pic până aici să bem o cafea jos lângă autocar. Tu vorbești emisiunea până venim noi? Da, vorbești singurică, da? Da. Hai. Bine, îți mulțumim mult de tot. Mihai, mai las un pic, mă. Ah, ok. Deci povestește-le tu ascultătorilor, uite, 75 de minute, zic că la Superfanii Auzumanii avem 250 de euro de astea, da? Da. Hai. Bine. Aproape de microfon. Deci tu ești DJ, tu faci morning zoo astăzi, Bianca, da? Da. Hai, povestește. La Superfanii Auzumanii, dacă vreți să câștigați un premiu în valoare de 250.000 de euro, mergeți cu mine la excursie la Ierusalim! Hai mai departe, nu? Că îi plictisești, ține aproape, vorbește! Bine, vreau să vă spun că sunteți cei mai tari în primul rând, în al doilea rând vreau să ascultați Radio Zoo pentru că e cea mai tare radio show din toată lumea. Vreau să spun că Forța Zoo e cu 50% mai mult. Dar ce e Forța Zoo? Auzi, țigă mai să auzi că trebuie să ajungi la școală. Cu cine ești, cu mami? Nu, dar e la Brașov. Am auzit că voi deschideți chiamu, spital chiamu pentru suleții de pluș. Bravo! Și încă nu l-ați deschis. Mulțumim mult, Bianca. Te pupăm, pune-ți ochelarii de soare pe nas. Și du-te și fă senzație în... Bine, mă duc să fac senzație. Vino la microfon aici la mine. Da? Vino aici și ea și strigă cu tărie ca la galerie Forța Zoo. Nu, spune așa. Eu sunt Forța Zoo. Eu sunt Forța Zoo. De trei ori zi treaba asta. Eu sunt Forța Zoo. Eu sunt Forța Zoo. Și după aia scuipă în sân și fă așa.